momente grele, acum bănuiesc că toată lumea se amuză din, din trupă și din familiile voastre. Nu, este foarte greu, e foarte greu. Am îndurat mult. Vă dați seama, în frigul, aveam autocare, autocare. Bus, erau rate de alea, ale nu aveau căldură, hoteluri, hoteluri nu erau încălzite, prizele erau sigilate, trebuia să borul se lega de la sus de la bec și punea păturile la geam și la ușă să facă saună înăuntru. Spărgeam, era prins cu lacăt, cum îi spune, tabloul de siguranță și noi scoteam siguranța și puneam un cui acolo. Ca să reziste, vă dați seama ce era. Și nu stăteam unul lângă altul, să nu cadă siguranțele. Nu, nu ne-a obligat, nu ne-a obligat nimeni să facem asta. Știam la ce, la ce ne înhămăm. Eu zic că nu ne putem aruga un titlu de glorie, fiindcă n-am fost numai noi în, în situația asta. Din fericire, la vremea aia erau foarte mulți, foarte multă trupă care făceau chestia asta. Nu e sigur că trecăm prin momente foarte grele, aveam un capitol special la ce înseamnă percepția afectivă emoțională din partea publicului și în ciuda unei confuzii cumplite atunci în ceea ce înseamnă fanii de rock și fanii unei trupe, noi am continuat, pentru că eu cel puțin am dat seama că la fiecare trupă veneau cam aceiași oameni. Înțelegeți? Nu erau fanii unei anumite trupe. Sigur că noi am avut culoarul cu totul special datorită evenimentelor pe care nu le-a comandat nimeni și nu le putea controla nimeni la vremea aceea. Bref, am ajuns în această postură în care trupa intră peste 7 zile în al 34-lea an de existență, oficial, neoficial, al 36-lea. Sper să nu greșesc. Nelu vă poate confirma că nu a fost de la început. Eu am venit când, cum se spune, prăjitura era gata, știți?
Există o rețetă a unui succes? Pentru că sunt trupe de referință în America care n-au reușit să ajungă la 36 de ani de muzică împreună. Eu zic că echipa pe care o vedeți aici, o echipă frumoasă, au dorit să facă acest lucru și au dorit. Nu și-au bătut joc de muzică, nu au fost, nu, eu știu, n-au fost cu alcoolul, să zici că tot timpul beau și nu se prezentau la concert sau cântau pe scenă beți, să-și bată joc de public. Asta contează. Asta este unul dintre... Îți placă muzica și să nu-ți iei, eu știu, să nu devii înfumurat. Că eu nu mai pot după 20 de ani, de ce să mai cântăm? Iară 15 reflectoare, iară același public. Acest lucru trebuie să spun că este unul dintre cele mai importante puncte forte ale trupei Iris, seriozitatea. Am fost de-a dreptul uimită să văd că acești monștri sacri, până la urmă, nu au fițe, domnule. Am stat de vorbă cu artiști, între ghilimele artiști, oameni care s-au lansat de un an și au întârziat cu zecile de minute la interviuri. Chiar au anulat interviuri pentru că n-aveau chef să le facă. Treaba asta eu n-am auzit să se fi întâmplat vreodată la trupa Iris. Este o disciplină pe care v-ați impus-o? Sau să fie oare educația vremurilor trecute? Nu, cred că este mai mult un respect. Respectul nostru față de, știu, public, față de oameni în general. Nu ne forțăm chiar atât de tare sau nu, dar având în vedere acest respect, când luăm o hotărâre, facem chestia asta, nu stăm să, știu eu, să ne lamentăm sau am promis ceva, facem. De, cred că nu s-a întâmplat niciodată să promitem că ne ducem undeva să avem un spectacol și să nu ne ducem. Cred că nu s-a întâmplat. Vreau să-mi povestiți acum câte ceva despre cel mai recent album, 12 porți. După cum spuneam, fiecare piesă în parte are câte o poveste specială. După cum știți, noi am încercat mereu să fim altceva. Stilistico-muzical, nu știm dacă am reușit, dar am dorit foarte mult să se întâmple treaba asta. Și atunci, sigur că după sărbarea de 30 de ani se impunea, după albumul cei ce vor fi dublu compact disc, apărut în 2007, se impunea un nou album. Ceea ce vreau eu să subliniez faptul că a fost compus într-o situație cu totul specială de care nu mai vreau să amintesc, anul trecut, și sigur că ei, băieți, au avut nervi foarte tari să se apuce de piesă la momentul acela, considerând că eu sunt plecat undeva, de unde voi reveni sigur. Toate că foarte mulți n-au crezut chestia asta, că eu și cu Rodi vom veni înapoi. Iată că s-a întâmplat și s-a intrat pe urmă în dispozitivul noului album. Am avut și o colaborare cu o echipă foarte tare, excepțională, în sensul că în premieră am colaborat cu un regizor excepțional, absolvent a trei facultăți, printre care și teologie, Costi Rădac, e vorba despre dânsul. Mihai Alexandru, fost chitarist la Iris 3 ani. Manuel Savu, fost chitarist la Iris 1 an. Producător muzical și l-a participat la mixaje. Ce să vă zic, sper să vă placă dacă l-ascultați. Noi am încercat să ne prezentăm cât mai bine, să dăm tot ce aveam mai bun. Dar sigur că asta e o chestie, eu știu, idealistă, nu poți mulțumi pe toată lumea, chiar dacă vrei. Sperăm că am mulțumit pe cât mai mulți. Să ajung din nou la locul unde n-au
găsit iubita mea. Spune oare ce mai știi de noi? Spune oare suntem amândoi? Doar o ploaie mi-e zbevară care vine și s-a dus sub un cer albastru care ne va duce tot mai sus. Eu iubesc cum iubesc eu.